Diana, bine ai venit la microfon, te rog frumos. Bună dimineața, Diana. Bună dimineața. Bună dimineața. Ne-ai prins în citirea de... Ce nu te așteptai? Nu, să vorbești? Așa, să mă iei așa direct. Să te integrăm așa. Păi trebuie. În toată această mare încercam să mă prind despre ce vorbea. Noi am întrebat ieri dacă te-ai îndrăgosti de cineva care ale cărui gusturi muzicale sunt total opuse de ale tale. Adică sunt din zone diferite deloc complementare. Zone deloc complementare. Ce faci? Și am prezentat și niște situații, să nu credem mai că punem întrebarea pur și simplu. Te cunoști cu el sau ea pe stradă? La întrebare e greșită din start. De ce? Pentru că îndrăgostirea e o chestie complet irațională și după aia vorbim de... Adică când te îndrăgostești de cineva pur nefiziologic acum, că comportamentul alimentar și afectiv sunt de astea de supraviețuire și sunt țin de noi și comportamentul ăsta afectiv are două chestii. Pe de o parte e îndrăgosteala care este irațională complet și care se duce mult în zona de familiaritate. Adică ne îndrăgostim, chestia asta, la prima vedere sărim pe o, suntem foarte atrași de ce ne este familiar de departe din copilărie, iar ce decidem să iubim pe termen lung e o chestie rațională, adică ce întrebare ce a spus voi, a zis ok, aș accepta pe termen lung să fiu, să am o relație de afectivitate cu o persoană care căreia îi place muzică diferită de mine. Ceea ce... Ia, pune tu întrebare din asta pe Facebook și vezi cine îți răspunde. Ai accepta? Bine, nu. Ok, ai iubi. Uite situație. Ai iubi. Uite adică, situație. Uite situație, copilul tău ascultă nu știu ce chestie și tu nu. Ei, so what? E, păi știe, a pățit-o deja. A avut două zile fără televizor. Așa de dur. Iubirea condiționată dăunează grav relațiilor interumane. Măi, spuneam că te îndrăgostești de cineva și n-a pus să discuți într-o primă fază nimic de gust. Exact. Primele luni de nebunie. Și ajungi în, nu știu, într-un context în care se ascultă muzică și vezi că e o melodie cu care, sau o muzică, un gen muzical cu care tu nu rezonezi deloc, dar îl vezi pe el slash ea. O bucurie imensă și realizez că ea este dedicată acelui gen muzical pe care tu nu doar că nu-l asculți, dar îl și condamni. Înțelegi? Și atunci spui așa niște întrebări, ce faci? Când noi o să ascultăm muzică, când mergem în mașină, ce facem? La dus ascultăm ce vreau eu, la întors, ce vrei tu? E vorba de valori și ce vrei. Da, bine, nu mai și glumim acum, mai relaxăm. Da, mai glumim, mai relaxăm, dar sincer, dacă o ți-am iubesc zis, dacă nu vrei să asculti ce ascult, eu băgăm divorț. Care vrea să asculte manele, nu știu, îți pui niște întrebări, îți pui vată în urechi, chestii. Da, îți pui niște întrebări, într-adevăr. E, nu, totul se negociază la o adică, dacă nu se închide stilul de muzică, o negociem frumos, dar la jumătate. Uite, nu ascultăm nici manele, nu ascultăm nici metale, o dăm pe... Bach. O fugă de Bach oricând. Clac de lună. Oricând o fugă de Bach înlocuiește un, nu știu, un riff de chitară sau un... Da, oricum, așa pur ca și comentarii, eu legat de zona de hai să punem întrebări, am observat în ultima vreme, e foarte multă răutate online. Wow, foarte multă foarte răutate multă este... și oamenii simt așa că, nu știu, poate se simt acoperiți de faptul că nu-i vede nimeni, cumva, dar e atât de multă răutate gratuită încât câteodată mă întreb de ce. Pentru că acolo se poate, acolo nu te oprește nimic ca să fii rău. Da, te descarci. Practic te descarci. Ceea ce nu poți să țipi în gura mare, pe stradă sau... Teoretic ai putea, dar te ține ceva. Da, te reține ceva, o faci din fața calculatorului, unde ce să vezi, ai timp să-ți creezi textul, da. Să-ți-l argumentezi, să par și nu o știu, persoană dacă se ajunge care... și la partea cu argumentare, de obicei se reduce totul la partea de hatereală, fără argumentare, ce mai contează. Să arunci cu piatra e atât de ușor, de facil. Nu doar te-ai aruncat-o și gata, ai plecat. Dacă ne ai amendat la ceva? Partea de familiaritate, ce faci într-o chestie, ajungi să faci mereu, da? Și dacă asta devine by default-ul tău, ura și agresivitatea de genul ăsta, fără obiect, la un moment dat așa o să ajungi să te comporți în majoritatea situațiilor. Nu întrebăm chestii din astea că o să serioase, le teoretizeze chestii, și o să le demonteze imediat. Diana, Diana, ți-am zis că vine Diana. Gata, mai fac. Bun, pentru că a fost așa, intrat atât de brusc în matinală. Abrupt.
abrupt o să lăsăm timp, o piesă, două minute să ne tragem sufletul. Okay. Dar nu țineți aerul. E vreo 2 minute și 30 de secunde. Da, uite ce bine, am început destul de... Și tu care spuneai că e o zi din aia. Da, e o zi din aia. Picase site-ul, picase internetul, între timp ne-am revenit. Nu ați aflat de mult, ni s-a spus că iarna nu e ca vara. Aș vrea să facem niște linere de genul ăsta. Tana dimineața, ninge, plouă, e soare, e vânt, bate adică vântul. Și să le dăm la derută. Trebuie să ne înțelegem, a zis șeful statului, adică pe bune. A zis-o și el, da? Da, Doamne, a zis numai zicere. Am auzit despre el de toate, că robot, că panelau, cu capasa de și tot, și acum mi se spune monolit. Important e să înțeleg, să reținem, dragi ascultători, că iarna nu-i ca vara, deci iertați-mi da. Cei de la radio, că fac și ei ce pot, sunt oameni. Așa, Diana Artene, vorbim cu tine și de lucruri, nu că celelalte ar fi fost neserioase, dar acum ne orientăm spre nutriție, așa cum am făcut-o și marțea trecută, în stilul tău. Și ai zis să vorbim de o chestie pe care eu nu o știam, această campanie Eat the Rainbow. Și da. Ne întrebam aici, adică mănâncă curcubeu, ce e mănâncă curcubeu? L-aș mâncat, îi arată și de ce să-l mănânc? De ce să-l mănânc? A fost o campanie gândită în America la un moment dat, care scopul ei a fost să ajute oamenii sau să determine oamenii să mănânce mai multe fructe și legume. Și Eat the Rainbow ăsta a funcționat așa cam cum funcționează la noi pentru sănătatea dumneavoastră, bezi 2 litri de lichide. Este unul din sloganurile mele preferate, pentru că funcționează în felul următor. Ăsta cu Eat the Rainbow a ignorat, sau cei care l-au promovat, nu s-au gândit că oamenii care aud chestia asta o să se gândească că, băi, hai să mâncăm rodii. Nu, ei au mâncat jeleuri, care sunt foarte colorate. Păi, unul dintre sloganurile unuia dintre producătorii de dulciuri, de bombonele colorate, este ceva cu Rainbow. Da, exact. Exact. Cum e de apreciat, bine că n-au început să bea benzină. Păi, asta cu pentru sănătatea dumneavoastră, best 2 litri de lichide, include și benzina până la un punct, sau în funcție de istoricul dietetic al fiecăruia, poți să includă 2 litri de vodcă pe zi, care te pot vedea, poți să te facă să vezi toate culorile curcubeului. Acum stai un pic, dacă e vorba de fructe, nu spune nimeni cum trebuie consumate acestea, da? În starea lor naturală, ai luat pruna frumos, o desfaci, scoți sâmburele, te bucuri de, sau ingurgitezi pruna în stare lichidă. Ah, da, da. Sau, de exemplu, ciocolata e o plantă, deci mâncând ciocolată putem să spunem că este la dietă, că mâncăm salată. Așa e, da, am avut și cum am avut eu șocul cu roșia la un moment dat, de mult de tot, așa, când mi s-a spus că e că fruct, fruct sau legumă, că e fruct, ce e roșia. Că e fruct, că nu e, are zahăr, să da, nu e, mai e fruct. Deci pentru imunitate, să mănânci alimente colorate, este o chestie care este așa, un sfat foarte, foarte superficial, este foarte la modă Eat the Rainbow, și chiar dacă până la un punct are o bază, în sensul că alimentele natural colorate de natură, dacă pot să spun natural colorate de natură, au tot felul de substanțe care ne ajută, care ne păstrează imunitatea normală. Și cine vrea să-și crească imunitatea, ar fi bine să vadă emisiunea sau să asculte emisiunea de săptămâna trecută. Sfatul meu este să nu vă creșteți imunitatea, ci să o normalizați în cazul în care vedeți pe hemoleocogramă că este scăzută. Doar să o normalizați și să aveți grijă să o păstrați cât de cât normală, și vom discuta foarte pe scurt despre chestia asta, ce înseamnă să o păstrezi cât de cât normală. Ideea este că în momentul în care vrei să mănânci variat sau culorile curcubeului, da, să zicem roșu, poți să mănânci roșii sau carne. Dacă vrei să mănânci portocaliu, poți să mănânci portocale sau somon galben, poți să mănânci banane sau gălbenuși de ou, după aia ce mai venea, verde, poți să mănânci mazăre sau kiwi. Mai era, nu știu, ziceți voi, albastru. Nu, stai, că erau niște culori luate așa la rând, okay, da? Okay. După aia albastru. Venea albastru, cred că-s doar afine, eu nu știu, alte alimente albastre. După care aici se complică lucrurile foarte serios. Indigo, de exemplu, albastru, indigo, mov. Indigo ar fi struguri negri, prune, smochine.
ce mănâncă toată lumea și le găsești câte două în casoletă? Avocado. Avocado. Nu, avocado, să zicem, e la verde, galben pe acolo. Când se coace. Așa. Când okay. se coace are... Și partea ailaltă de mov, să zicem, struguri negri sau varză de aia super închisă la culoare, da. Bine. Uite, cum făceam când eram mic, mâncam foi de indigo. Deci astea sunt, e un curcubeu de alimente, da? Nu jeleuri de toate culorile, dar atenție! Alimente care sunt foarte importante pentru imunitate nu sunt neapărat colorate. De exemplu, lactatele, care sunt pur albe, da? Da. Conțin probiotice și fac foarte bine la imunitate. Da? Deci nu trebuie să fie neapărat alimente colorate. Poate să fie alimente de toate culorile curcubeului. Și chestia asta spuneam că este foarte important de înțeles, pentru că așa cum, de exemplu, curcubeul are doar 7 culori pentru că așa a vrut Newton, da? Putem să... Pentru că curcubeul nu are 7 culori. Este un spectru de o căruță de nuanțe. Da, 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 da. Deci, la fel și producătorii de alimente pot să decidă că fac un spectru de alimente super colorate și așa ne fac pe noi să cumpărăm alimentele respective, dar nu neapărat sunt sănătoase. Și vă repet, nu sunt neapărat albe, pot să fie și colorate, pot să fie și albe. Și de asemenea nu sunt neapărat vegetale, da? Că toată lumea când zice alimente de crescut imunitatea se gândește la sfântul broccoli. Nu, mămică, poate să fie sfântul și broccoli, carne, poate să fie și somon, poate să fie și gălbenuș de ou, da? Deci sunt alimentele sau lactatele, da? Deci sunt și vegetale, sunt și de origine animală. Da? Și este de asemenea la fel de important de înțeles că n-am nevoie să iau zinc, de exemplu, să-mi cresc imunitatea. Când mănânc carne sau fasole, mazăre, linte, bob, are, toate aceste alimente conțin zinc. Nu am nevoie să iau vitamina D. Pot să mănânc lactate normal de grase, nu de alea degresate. Pot să mănânc sâmburi, semințe, pot să mănânc ulei de măsline și am aport, sau pește gras, și am aport de vitamina D, de zinc, fructe și legume care conțin vitamina C. Omega. Da, omega 3 sunt în tot așa, sâmburi, semințe. Deci o alimentație absolut normală ne aduc vitamina C, vitamina D, tot felul de substanțe fitochimice, tot felul de zinc și alte minerale care toată lumea acum se îndoapă cu ele pe guriță din suplimente. Da, 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 da. Mâncând alimente normale, inclusiv apa. Pentru că... Asta am primit. M-ai întrebat ieri ce am primit la demoșnicul aia. Mi-a adus vitamina C cu zinc. Credeam că ai primit un pet cu apă. Deci, vezi, moșul tău n-a ascultat emisiunea. Nu cred că a avut timp. Uite, acum am o problemă. Tot mi se învârte o chestie în cap. O pe Diana că spune, băi, lactate foarte bune, lapte, astea. Și am tot auzit în ultima perioadă foarte multă lume care spunea, băi, noi nu am fost făcuți pentru a bea lapte. Laptele este foarte nociv. Da, ai văzut tu animal care a ajuns la adolescență și a fost înțărcat că mai... bea lapte? Lasă-mă animalul. Dar vodka, ai văzut un aliment care bea vodka? Nu cred că își permit. Nu cred că își permit din aia bună. Și din aia bună. Se bucură cu ce aruncă oamenii. Deci asta cu hai să ne comparăm cu animalele de laborator sună minunat. Dar unul din alimentele cele mai ușor de digerat, inclusiv de către persoanele care sunt în vârstă, sunt lactatele. Deci aceste supoziții sunt așa bune la discuție de la o cafea. Da. Dar când ne mutăm în nutriție clinică, lucrurile se schimbă masiv. Deci lactatele, foarte, într-adevăr, odată cu avansarea în vârstă, toleranța față de lactoză scade. Dar asta nu înseamnă că se manifestă neapărat clinic, asta nu înseamnă că este influențată neapărat de aportul de lactate și, după cum vă spuneam, persoanele care au, să zic, tolerabilitatea digestivă scăzută, pot să tolereze foarte, foarte bine brânză, eu știu, lactate fermentate și așa. Poate doar la laptele în sine să scadă un pic efectiv și putem să consumăm în astfel de situații alte variante, dar lactatele sunt alimente foarte, foarte sănătoase și din punct de vedere imunitate, pentru că conțin și vitamina D și conțin și probiotice și conțin și proteine de calitate și conțin și calciu și conțin și grăsimi de calitate, da? Deci nu sunt niște chestii de alea hai să renunțăm la ce, să le renunțăm să le locuim cu ce? Cu legume și cu fructe, da? Lapte legumele de soia. Și... Am zis și eu, nu? Am transmis o vorbă din popor. Vreau și eu, apropo de vorbe din popor, dacă tot demontăm încă una și după aia revenim, laptele dimineața pe mahmureală ajută? La barnă. Haideți, deci nu, că nu știu, vă spun că nu știu. Nu, Vlad, nimic nu bate zeama de varză. Nu m-am mutat așa de des. Nimic nu bate zeama de varză.
Am studiat-o intens chestia asta, zeama de varză e sfântă. E sfântă, nu? Nu, am lucrat cu ceva mii de persoane, dar până acum nu mi-a venit nici un alcoolic să mă întrebe ce ajută la mahmureală, nu știu. Păi el știe mai bine, știi, până eu am întrebat, că am văzut și eu la unii, la alții și, na, într-adevăr îți dă o senzație plăcută, pare așa ca un balsam, zici că se duce o soluție care curăță toate rezidurile alea de cu o seară înainte pe care le-ai amestecat acolo și balbotează în stomacul tău și vine laptele și curăță, cu toate că nu face deloc bine ceea ce se întâmplă acolo, combinația este, da, mă rog, da, bine, deci nu știi. Okay. Nu știu. Ok. Așadar, am vorbit acum un pic despre alimentele care cresc imunitatea, dar există și unele care o atacă. Nu, te-ai exprimat așa. Greșit. Te-ai exprimat greșit, te rog frumos. Mulțumesc. Eu eram cu mâna sus deja aici, elev Conovaru, n-ai citit ce trebuie, n-ai învățat pentru astăzi. Așadar, permite-mi, uite, Diana, să pun întrebarea, să pun întrebarea corectă, Vlad. Întrebarea se pune așa. Ce alimente normalizează și ce alimente anormalizează imunitatea? Te rog frumos, am e întrebat bine așa întrebarea? Deci, normalitatea, Colobarul ieși afară, absență. Este absolut importantă, pentru că imunitate crescută nu înseamnă sănătate. Imunitate crescută înseamnă boli autoimune, înseamnă, nu știu, tot felul de tulburări gastrointestinale, înseamnă, nu știu, sclerodermie, înseamnă tiroidită, înseamnă hepatită autoimună și alte lucruri de genul ăsta. Oh, deci, bolile autoimune și imunitatea crescută nu ne ajută cu nimic, nici măcar să prevenim diverse chestii. Imunitatea este important să fie normală. Acum, da, ai pus întrebarea corect. Nu sunt doamna profesoară, dar e bine că ți l-ai dat. Măcar atât am și eu. Alimentele normale, absolut normale, ne ajută pe noi să ne păstrăm și cât mai variate, da? Deci sunt, pe de-o parte, carne, pește, ouă, fasole, mazăre, linte, sâmburi, semințe și, pe de altă parte, mai sunt și fructele și legumele și cerealele integrale și cât de cât să le combinăm, cât să le mâncăm moderat pe toate, da? Deci nu sunt alimentul ăla o să-ți crească sau o să-ți cadă sau nu știu ce. Ce scade însă, pe de o parte sunt alimente, pe de altă parte sunt obiceiuri alimentare. Iar alimentele sunt cele la care s-a umblat. Cum ar fi alimentele care conțin grăsimi hidrogenate, fie că conțin margarină, fie că sunt preparate prin prăjire, fast food sau tot felul de aluaturi de la toate patiseriile răsărite la fiecare colț de stradă. Alt lucru care Te simți, am vrut. Așa, mă simt, sunt merdenar. Așa, merdenar este deja un... ok. Deci, aceste grăsimi hidrogenate pot să influențeze imunitatea nespecifică, care este singura care poate să crească fără boală sau vaccin, cum vă spuneam data trecută. Da. Da? Mai departe, alimentele care conțin diversi îndulcitori, fie că sunt complet artificial, ca în sucurile răcoritoare sau în guma de mestecat, de exemplu, foarte multă lume nu știe că mestecând ditai pachetul de gumă de mestecat, poți să-ți afectezi imunitatea la nivel intestinal și bagă la gumă și bagă la gumă. Sau în loc să se hidrateze cu apă, se hidratează cu sucuri răcoritoare, care conțin tot felul de zaharuri, care nu sunt zahăr, zaharuri, sau îndulcitori artificiali, care și ăștia, pe de o parte, deshidratează și asta scade imunitatea la nivel intestinal, pe de altă parte, pot pur și simplu să afecteze imunitatea prin faptul că conțin îndulcitori artificiali. Și altă problemă sunt îndulcitorii semi-naturali, ca să zic așa, fructoza artificială, care este folosită în locul zahărului din mai multe motive. În primul rând, este mai dulce, crește timpul de garanție al produsului respectiv și alt lucru este că e foarte ușor de făcut, da? Spre deosebire de zahăr, care e o chestie naturală, ajută mult producătorii, dar este nesănătoasă pentru noi. Și aceste produse care conțin sirop de fructoză, glucoză, cum ar fi mezelurile sau dulciurile cu creme, cu tot felul de creme care nu se țin la frigider și care au un termen de garanție foarte lung, afectează imunitatea. Deci aș putea să spun, din punct de vedere alimente, că cititul etichetelor face foarte bine la imunitate. Așa, asta pe de-o parte. Da. Iar pe de altă parte, ce aș vrea să mai subliniez sunt obiceiurile alimentare care sunt două. Ele sunt multe obiceiuri, dar azi o să vă zic doar de două și iarăși foarte pe scurt. Primul este ciuguleala între mese.
pe noi, Doamne, Doamne, sau Maimuțoiul Șef, cine ne-a făcut, nu ne-a făcut să mâncăm continuu. Ne-a făcut cu niște să mâncăm și după aia să avem niște pauze. Și pentru asta ne-au dat... S-a inventat siesta. Da, care să, acolo cumva avem niște hormoni, se numesc hormoni de sațietate, care ar trebui să ne oprească, măcar 2-3 ore după orice masă, să ne oprească să mâncăm. Da? Și din păcate când tu ciugulești, din vari motive, că așa ești tu obișnuit, că crezi că trebuie să iei nu știu ce gustări, că tot felul, chestiile astea dereglează hormonii de sațietate, iar hormonii de sațietate ei nu se ocupă doar de sațietate. Sunt foarte importanți și pentru imunitate, deci ciugulealele-alea, da? Se apucă și scade, este un alt mic factor care influențează funcția normală a imunității. Iar alt lucru care iarăși multă lume nici măcar nu-l ia în considerare, mai ales când e vorba de copii, este și la adulții care sunt mai, mă rog... Ofticioși. Nu, tipicari, ca aș putea să spun. Cei care se culcă imediat după masă. Noi avem nevoie de un interval de timp de o oră jumătate, două, ca alimentele alea să iasă din stomac înainte să mă culc, pentru că e o ușiță între stomac și intestinul subțire care se închide când noi dormim și dacă alimentele rămân în stomac în timp ce noi dormim, da, e o singură chestie care poate să le scoată de acolo, ca o mătura, zișt, și duce în intestin alimente care sunt inadecvat digerate. Ok, chestia asta ăla e bolovanul de exact, te trezești dimineața. Ăla cu care spui, te trezești tu că te-ai culcat sunt, imediat da. După masă sau la prea puțin timp. Chestia asta poate să deregleze imunitatea pentru că această motilitate, dacă zic motilitate, e rău la radio? Cum se mișcă, da? Direcția în care se mișcă alimentele normal prin tubul digestiv este foarte importantă pentru păstrarea unui nivel de bacterii normal acolo. Iar noi, acest nivel de bacterii normal în intestinul nostru reprezintă vama organismului uman. 70% din imunitatea noastră ține de aceste bacterii. E prima ușă. De acolo să lovesc turc. Vine turcul, hai să te... Așa, pac, a venit vame. Vine și turcul, nu. Da, cu fast food-ul, că aia e. Vine turcul, okay. Fast food-ul, ai băgat și deci, mama. L-am băgat înainte de somn, gata, s-a închis mama. Deci, două chestii. S-a blocat. Nu s-a blocat vama, gata, nu mai intră, nu mai se... Nu, se închide. Tocmai, se deschide cu totul. A, se... Trece pe acolo tot. Și, da, nu, și n-ar trebui să treacă tot. N-ar trebui să treacă, că ăsta e scopul unei vămi, da? Să o țină... elementele... și elementele nedorite departe de organismul respectiv. Și noi și când acolo deschidem precum un popor darnic și ospitalier, așa? Deschidem granițele. Cum facem asta? O facem în două feluri, ciugulind între mese sau culcându-ne imediat după masă. Deci pe de o parte avem partea asta de alimente care sunt mai nesănătoase, fie că au grăsimi hidrogenate, sirop de fructoză, glucoză sau că ne deshidratează pentru că au îndulcitori, da? Pe de altă parte, hai să nu mâncăm 2 tone de gumă, hai să ne mai hidratăm și cu apă, nu neapărat cu sucuri răcoritoare și hai să nu ne culcăm imediat după masă și hai să nu ciugulim lelea lelea. Ok, știu, oameni care sunt fideli acestui gen de a mânca tipar, adică mănâncă puțin și mănâncă toată ziua, ciugule. Ok, dar între mese, ciuguleală, poți trece la ciuguleală și, eu știu, o mandarină, un morcov? Ok. Aoleu, vai, Doamne, nu vreți să știți cum și-a... Știți cum a fost așa din aia? Da, strânge așa nasul la baza nasului. Doamne, Dumnezeule, și-am zis că nu mai vin, că iau o pauză de la băieții ăștia. Nu, n-am zis. Hai că suntem amândroi bătrâni, fii atent, da? Deci suntem de aceeași vârstă. Ok, deci, auzi, bătrân. Bătrân, da, adică hai să spun ce înseamnă bătrân. Noi știm de Pavlov. Deci era un cercetător nebun rus, da, care la un moment dat s-a gândit el așa ce să plictisea și a luat un câine, l-a băgat într-o cameră, îi dădea să mănânce și aprindea lumina. Înainte să facă chestia asta, i-a băgat un tub în burtă. Îi dădea să mănânce, aprindea lumina, curgea sub gastric prin burta câinelui. Și tot așa s-a jucat cu câinele, îi dădea să mănânce, aprindea lumina, îi dădea să mănânce, aprindea lumina, curgea sub. Și tot așa, și la un moment dat ce a zis? Băi, nu-i mai dau să mănânce. Aprind lumina. Și atât. Și a curs sucul. Deci, orice lucru care este recunoscut de capul nostru
ca și trigger alimentar, generează toată secreția de enzime și sucuri digestive și hormoni implicați în digestie, exact ca și o masă completă. Dacă ai mâncat vreodată pește cu lămâie, prăjitură cu lămâie sau, nu știu, să zic, tartă cu lămâie, ce vrei tu cu lămâie? Când bei apă cu lămâie, capul tău crede că mănânci. Ah! Deci știau lucrurile astea manechinele, de aia beau ele apă cu lămâie? Nu cred că știau, că n-ar mai fi băut, ar fi băut apă chioară. Vai! Că făceau celulită. Deci acum am dat seama că am o foarte mare problemă. Între mese, vă rog din suflet, 2-3 ore măcar, doar apă. Între mese, uite, nu am problema asta. Nu, n-am întâmpinat tot, dar în schimb, seara, băi, am o problemă. Dacă am dat drumul la televizor, Netflix, în secunda 2 trebuie să rod ceva. Da, m-am dezobișnuit ușor, ușor de chestia asta. Încerc să nu fac. Dacă mi-e foame, da, fac. M-am dezobișnuit în a nu mai mânca două ciocolăți de 300 de grame în aceeași seară. Da, m-am dezobișnuit de asta. Bine, el, uite-te la el. La 21 de ani are niște arderi în continuare și e mâncău. Cât vezi, tânăr trebuie să crezi. Spun că ce spui tu, acum putem să vorbim două zile despre asta, dar da, știu, se numește mâncat pasiv. Bine, da, știu că nu fac bine, dar nu pot să fac. Da, azi ai două personalități. Prima este de profesoară, a doua este de elev. Ca să, din când în când să ne semnalizez cu cine vorbim. Va trebui să-mi fac un jurnal din ăsta să-l urmărez, să zic, nu mai fac, nu mai mănânc seara. Nu. Așa, nu, trebuie să mâncăm. Doamne, mâncați seara. Vă rog din suflet, mâncați seara. Nu, mânca, adică mâncăm seara, evident. Mâncați, cina este seara. Sfântă, nu se dar poate fără cină. Ce, după dar ce după mănânci, aceea, la mine nu vine, la mine nu vine cina, vine de Netflix. Fapt așa un ospăț, da, pe bază de Netflix, filme și alte alea, documentare, și ospățul de lângă mine e cu tot felul de biscuiți, alune, unde arachide, ciocolată, jeleu, de poftă. Nu. Nu faci asta. Nu-ți, nu-ți plac atât de mult de mâncat, filmele. Mâncat de foame, că ai gol în stomac și vrei să mănânci, ți-a scăzut glicemia. Mâncat de poftă, că bălești. Da? Că vrei să mănânci de aia, miroase bine, mănâncă lumea pe lângă tine, la. Bun. Și mâncat de nimic. Mâncatul de nimic e nume foame, nume poftă. Și se face pe finger foods, adică pe alimente care sunt ușor disponibile și nu le poftești, nu ți-e foame, nu nimic. Pur și simplu vrei... Dar prinde bine atunci. Nu, vrei time out, vrei o pauză. În capul nostru este un centru de sațietate, unde e un lănțișor de aminoacizi, care atunci când tu mănânci fără să-ți fie foame și fără să-ți fie poftă, se rupe în trei. Una din astea trei bucățele se numește Mickey Mouse sau beta sau propriu melanocortină și chestia asta este dop pentru toți receptorii de durere din capul tău. Așa, mă, Mickey Mouse, că tot îi spuneam... Mickey Mouse, da, mă, e Mickey Mouse. Eu tot îi spuneam propriul... Așa, dar nu-i uitasem de Mickey Mouse. Ok, ce, Mouse, nu, deci. Nu ne batem capul cu propriul melanocortina. Ce face o persoană care mănâncă seara pe pilot automat, vrea... E ca și cum ar lua un Xanax. Se auto... Da? Deci se auto-tratează pentru ca să nu mai simtă nimic. E numbing. Ok... De, să înțeleg că este un tip sensibil și empatic și trăiește foarte mult ceea ce se întâmplă în filmele alea, astfel încât îl consum. Este obosit. Da, da. Pentru un tip de 21 de ani... Sunt tânăr și am arteri puternice, de aia obosesc. Nu cred că ține de vârstă, cred că ține de percepția tot ce ți se întâmplă peste zi, nu neapărat ție, oricărei persoane care simte nevoia asta să mănânce seara mai haotic, ca să zic așa. Eu consider că dar este... Dar nu mănânc haotic, sunt foarte organizat. Încep cu alunele. Da, nu le amestecă. Nu, le amestecă. Nu, sunt foarte organizat, le am așa pe căprării. Așa. Da, nu, las cei dulce acrișori la mijloc, dulcele la sfârșit. Întrebare și îmi răspuns după și vorbim și de probiotice imediat după o piesă. Dulce înainte de sărat? Nu. Am zis să răspuns după. Oh, Doamne Dumnezeule! Hai, da, criptoniții au fost alături de noi și ei, Kryptonite Sparks cu proaspăt în difuzoare, 7 minute trecute peste ora 9, alături de noi este în continuare Diana Artene, căreia îi mulțumim pentru răbdare și pentru vivacitatea și energia cu care vine de fiecare dată aici să ne învețe lucruri pe care noi nu le știam, dar le știam într-o altă formă și credeam că așa e bine neapărat și iată, ați primit și argumente, iar întrebarea pe care o adresam eu înainte și sper că nu i-ați auzit răspunsul. Bună, sunt șoaptă. L-a zis în șoaptă. A fost un...
Am auzit și această teorie, cum că dacă mănânci dulce înaintea mesei, adică înaintea mesei sărat, e mai sănătos. Nu înseamnă că ai mâncat acum o prăjitură, un tort, o felie de tort, și brusc, după ce ai terminat, îți vine, ți se pune blidul cu ciorbă în față. Nu, undeva la jumătate de oră lași să treacă și apoi începi să mănânci. Am auzit-o și pas. Pe de altă parte, mi-a spus cineva care a slăbit mult că a plecat de la pământ, compoziția planetei ăstea, care îi se zice pământ, dar 70% apă, ceea ce și noi suntem la fel, și atunci a spus, băi, nu, n-am mai mâncat aiurea, pur și simplu am început cu ciorbă și am adăugat apoi felul 2, mai nu atât de mult, evident, cât să fie ceva solid, și așa, ținând cont de lucru de regulă asta, am reușit să slăbesc. Păi, dacă mănânci întâi felul, dacă mănânci ciorbă și după aia felul 2, cât spațiu mai rămâne pentru desert în stomac? Da, este... desert nu știu dacă s-a mai... Dar chestia asta cu desertul înainte de masă? Din punct de vedere pur hormonal, poate să influențeze un pic secreția de insulină, dar foarte puțin. Există, aceste teorie există, au fost testate, sunt studii mici, nu au neapărat validitate din punct de vedere ce iese de acolo. Și de ce spun asta? Pentru că oricine are un blender, cred că toată majoritatea au un blender, da? Clar. Contează în ce ordine puneți alimentele în blender înainte să apăsați pe buton? Hai să zicem că jos de tot pun nu știu, pun ghimbirul jos de tot, că cei mai tare, cei mai tare, exact, mai solid, da, ca da, să poată să-l... Ok. Da, atât. Restul într-un blender bun. Într-un blender nu țin cont de nimic. Ok. Stomacul uman are 3 pături musculare, funcționează efectiv ca un blender, unde alimentele stau o oră, jumătate, două, da? Și sunt eliminate dintr-un stomac sănătos doar după ce se transformă într-o pastă foarte, foarte subțire numită chim gastric. Deci alimentele stau în stomac acolo mult, mult, mult până sunt blenduite bine, 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 bine. Da? Da. Și ele nu ajung să ne influențeze din punct de vedere nutritiv sau altfel decât după ce ies din stomac. Deci în orice ordine le consumăm, ele tot o oră, jumătate, două stau în stomac. Înțelegeți? Mesele mixte, mesele complete, care au și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia, contrazic foarte multe din aceste teorii. Mănâncă de-aia întâi, mănâncă-i la altă. Gândiți-vă la francezi sau băia clasici care mănâncă pepene galben la începutul mesei sau iată, n-au pățit nimic. Sau, noi acum vorbim așa de oamenii ăia care au ei timp să stea. Nu vorbim de ăștia care muncesc ca niște sclavi și care abia reușesc să mănânce un covrig între două telefoane sau un sandwich luat așa 2 minute între 2 pacienți. Nu, oamenii normali, oamenii muncii muncesc, sau inclusiv copii azi la școală, când ai o pauză de 5 minute, ăla are timp să stea, să se gândească, aoleo, nu, bagă tot ce prinde ca să intre în ora următoare. Exact. Da? Exact. Deci, în lumea reală, aceste studii nu au validitate externă. În numărul fix acolo în laboratorul ăla, pe oamenii ăia, când au văzut cercetătorii ăia, nu știu ce. Dar în lumea reală, noi trebuie să luăm în considerare, avem timpul respectiv să stăm, să le luăm în ordine, în mod normal, într-o zi normală de muncă. Marea majoritate a oamenilor nu au timp să mănânce ciorbă la prânz. Sunt foarte puțin. Mănâncă un sandwich sau, Doamne ferește, bagă o pizza sau niște... Plus viața fără ciorbă la prânz e trist. Plus că le și rușine. Țin minte când am intrat într-o redacție, am început să lucrez acolo, mi-am adus un sufertaș. Sufertaș și am avut și un castronel în care și lumea s-a mirat, pentru că toți pizze erau chestii pe care le puteau mânca repede în mână. Păi ce faci în cu ciorbic? În fața calculatorului, da, în timp ce lucrezi în continuare, foarte exact, multă lume nici măcar nu se oprește să din ceea ce face, sau se plictisesc. Oamenii se uită și scrolează pe Facebook sau unde se uită, da, în timp ce mănâncă. Și am întrebat câțiva pacienți de-ai mei, măi, de ce faci asta? Păi nu că mă plictisesc. Păi ori mănânci, ori atât de, am ajuns atât de legați de tot ce înseamnă mediul online din punct de vedere mental, încât nu mai putem să ne desprindem de tabletă sau de telefon nici când mergem la baie. Deci e foarte, foarte important să înțelegem că toate aceste chestii au impact.
au impact pe ceea ce facem, pe comportamente, pe... Dacă eu stau să mă gândesc, aolo, dacă mănânc desertul întâi, dar dacă mai e și altă chestie, dacă am timp să mănânc doar desert, dacă eu n-am, sau doar desert, doar orice, dar o ciocolată pot să mănânc în două secunde, da? Față de, sau aș vrea eu să mănânc salată, dar trebuie să o am, trebuie să mă pregătesc, trebuie să vreau și ciorbă, aș vrea să am, dar trebuie să o am la mine și trebuie să, vorba ta, să nu se uite la mine urât toți colegii, aolo, ăsta e miroase tocana. Mie mi-a zis Alexandru Bușilă că văzându-mă mâncând la laptop, e adevărat, nu mai munceam, mă uitam la ceva haios, dar mi-a zis: știi ce se întâmplă acum de fapt în capul tău? Ți-e cam frică de gândurile tale, nu vrei să le confrunți, că atunci când mănânci, îți fuge gândul. E psiholog? Da. Și mi-a zis, și mamă, mi s-a făcut așa o rușine și am început să mănânc singur și să mă... Încercăm nici măcar să nu vorbești cu cineva. Mănâncă și gândește-te, focusează-te pe masticație, pe tot procesul ăsta. Dacă eu zic chiar la chestia asta chiar să fii în farfurie, pentru că mâncatul e mai mult decât... Are impact emoțional foarte puternic și dacă reușești să te lasi, să te bucuri de faptul că mănânci alimentele alea și le-ai ales cu drag și chiar îți dorești să le mănânci, impactul emoțional este foarte puternic și se bifează așa toate lucrurile care țin de supraviețuire și scade un pic percepția stresului. Ok, la final, probioticele... Nu știu cât timp mai avem, dar în principal... Hai să zicem undeva la 6 minute. Sunt o idee bună, doar temporar, când luăm anumite medicamente, cum ar fi, nu știu, antibiotice, antiinflamatoare sau antisecretorii gastrice. Care atacă flora, care nu? Care atacă flora și doar de către persoanele care sunt, în general, sănătoase. Probioticele nu sunt testate pe categorii de pacienți cu boli grave sau sistem imun deja foarte compromis. Și nu, la fel ca și celelalte suplimente alimentare, nu sunt testate pe categorii de pacienți, inclusiv pe prospectul multor astfel de produse scrie că nu sunt indicate în caz de boli mai serioase. Și aș vrea să subliniez că există niște analize sistematice, astea sunt analize de studii mai mari, care arată că există 3 mari probleme cu luatul de probioticele alea. Hai să luăm probiotice ca să ne creștem imunitatea. Deci dacă eu n-am nimic, nu iau niciun medicament, nu iau nimic, doar ca să iau probiotice, pentru că lumea crede că poate să înlocuiască alimentația sănătoasă cu pastile. Nu merge. Da? Deci nu putem să înlocuim alimentația sănătoasă cu suplimente alimentare. Nici măcar când vine vorba de suplimentele cu probiotice. Pe de o parte, pentru că, de exemplu, știm că în iaurt, da? Da. De exemplu, da? Bacteriile din iaurt fac în timpul fermentării laptelui niște metaboliți care ei au un impact imunomodulator care nu se găsește în suplimentul care conține doar bacteriile din lapte. Deci consumul alimentului cu totul are un impact pe imunitate diferit și mai benefic decât să iau suplimente. Asta pur și simplu așa ca și comparație. Dar pentru că nu sunt testate, în cazul, de exemplu, pacienților cum lucrez eu fac nutriție oncologică, în cazul pacienților cu cancer care vedem că au imunitatea afectată, nu sunt indicate aceste suplimente cu probiotice. De asemenea, este important să înțelegem că ce conține o capsulă de probiotice, deci probioticele pe care le folosiți trebuie să fie de mult pe piață sau foarte, foarte bine studiate, pentru că avem analize care ne arată că anumite suplimente cu probiotice fie conțin bacterii care au rezistență față la antibiotic și eu când iau un astfel de probiotic pot să devin rezistent la diverse antibiotice doar pentru că am luat aceste suplimente. Pot să fac infecții dacă am imunitatea foarte scăzută în momentul că astea sunt bacterii vii. Da? E ca și cum avem o țară după bombardament și oricine poate să devină, să te duci și ai găsit un geam de magazin spart, poți să devii hoț fără să vrei. Deci pot să apară infecții, pot să apară rezistență la antibiotice și pot de asemenea să apară ceva ce se numește SIBO. Ce înseamnă SIBO? SIBO înseamnă suprapopularea intestinului subțire cu bacterii care n-ar trebui să fie acolo. Și asta se manifestă prin balonare, prin disconfort abdominal, prin după ce mănânc, prin tulburări de tranzit. Și toată lumea zice, este unul din cele mai abuzate diagnostice în ziua de azi, în România cel puțin, sindromul de colon iritabil. Dar sindromul ăsta de colon iritabil este o chestie pe care omul și-o poate induce inclusiv luând
singur-singurel, luând suplimente, culcându-se prea devreme după ce mănâncă, mâncând tone de gumă, consumând sucuri răcoritoare, lelea, ciugulind între mese, luând laxative sau depurative, că știe mândra că dacă ia de-astea slăbește apă și nu o interesează că trebuie să intre în blugi. Toate lucrurile astea pot să contribuie la dereglarea florei bacteriene și să ducă la chestia asta la SIBO, dar pentru cine aș vrea să înțeleagă că ar fi bine să nu ia suplimente de genul ăsta cu probiotice, aș vrea să înțelegeți așa, ca noi să avem bacterii normale în intestin, trebuie să fie polițiștii acolo. Cine sunt polițiștii? Să avem secreție de suc gastric normal. Deci dacă știi că în mod normal te îndopi cu tot felul de medicamente și ai o problemă constantă de hiper sau hipoaciditate, de reglare, o problemă gastrointestinală, trebuie să fii foarte, foarte atent dacă e bine sau nu să iei probiotice și să o iei doar pe perioadă foarte scurtă. De asemenea, problema cu bila, persoanele care știu că au probleme cu vezica biliară, faptul că bila nu ajunge când trebuie sau în cantitatea care trebuie în intestin poate să fie o problemă. Persoanele care au insuficiență pancreatică sau pancreatită cronică, iarăși, nu ar trebui să ia sau ar trebui să facă un raport foarte, foarte clar între beneficiu și risc când iau astfel de suplimente, pentru că putem să ne trezim cu această suprapopulare de bacterii în intestinul subțire. Și nu este vorba doar de balonare, de tulburări de tranzit și că mă doare burta continuu după ce mănânc. Este vorba că pot să apară pe termen lung niște mal digestii. Adică eu mănânc, da, dar nu absorb ce trebuie. Proteine, minerale, lipide și alte lucruri. Inclusiv vitaminele liposolubile, inclusiv sfânta vitamina D, care toată lumea o îndoapă cu tot. Dacă ai această chestie care se numește SIBO și iei vitamina D, o faci caca pe toată. Da, scuzați termenul tehnic. Da, deci okay. Degeaba o iei. Este foarte important să înțelegem că atunci când luăm un supliment alimentar, chestia asta are impact. Are impact pe sănătatea noastră. Și când vrem să influențăm imunitatea, ar fi bine să ne focusăm pe alimente. Alimente, nu suplimente, decât dacă chiar sunt recomandate de medic sau de nutriționist sau chiar avem un motiv super punctual și pe termen scurt pentru care să luăm suplimentul respectiv. Te opresc ca să-ți las senzația că mai vrei să mai spui lucruri și că mai vii aici. Pentru spune că, tot astăzi, că da, mai nu avem. Spune tot astăzi, pentru că vreau să-ți arunc așa o provocare. Dacă vrei să mai vii încă o dată săptămâna viitoare, apropo de aceste suplimente, printre ascultătorii noștri sunt mulți părinți. Au copii mici, iar trendul este unul, am văzut din ce în ce mai mulți ursuleți gumați care îi ajută pe copii. Iar eu știu cel puțin, la biotic, la mine, acolo, la ăla micu, mă lupt cu neamul, mă lupt cât pot și eu, dar are o gentuță a lui din care îi se tot dă, din când în când, nu tot timpul. Și acum când spune, ce e cu asta? Ce e cu... Păi nu, că sunt doar vitamine și suplimente. Da. Și asta încercam să... Voiam să-ți lansez provocarea și invitația totodată, ca data viitoare, da, dacă vrei, marți, să vorbim despre... Putem să facem asta mai... Imunitatea la copii, dar nu știu dacă nu s-a... Întreba și voi oamenii pe lângă cine, cum ar face dacă s-ar îndrăgosti cu de mândra manelistă. Întrebați dacă sunt interesați. Au mai aterizat trei întrebări, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută. Dr. Spinici vine așa cu așa niște întrebări. Doar ți le lansez de acum. Da, doar le lansez, că nu mai doar le lansez. Atât, okay. Nu zici nimic. Nu zic, n-am voie să vine. Doamne, cum e asta? Ok. 1. Goana după produse bio. Sunt ele chiar minunile produselor agro? Sunt ele chiar crescute bio? 2. Nu zice nimic. A râs, e clar. Sunt documentare pe Netflix faimoase care promovează faptul că cărnurile conțin produși de inflamație de la produși de inflamație de la animale și noi mâncând carnea lor ne inflamăm. Deci ce părere are Diana despre veganism? Doamne. Și 3. Produse ultramarketate de slăbit, de tip shake-uri. Pam pam. Nu spuneai nimic. Da, da.
Pe săptămâna viitoare. Știți de ce nu spun că despre fiecare din ele trebuie să-mi lăsați o oră? Păi, o să... păi facem așa, marțea viitoare vii tu la matinal, dormim și noi, stăm liniștiți. Venim mai târziu noi. Ai trei ore, uite, trei subiecte, trei ore. Pot să putem să înregistrăm prima intervenție, să a intre. Noastră. Da, a noastră a, și da, noi venim okay. după. Da, Diana, mulțumim mult de tot. Mulțumim, te rog frumos, gândește-te dacă vrei nu să... Nu uitați, vă rog din suflet orice vreți să faceți din aceste intervenții mititele. Eu vreau doar să fiți informați, decizia vă aparține, nu ia nimeni nicio decizie pentru voi, nu vă judecă nimeni orice decizie ați luat. Eu diseară o să încerc să mai aplic soluția aia corectă, să nu mă mai păcălesc în cap, să nu mai mănânc. Nu, încearcă să faci în felul următor. În loc să mănânci lelea toate chestiile alea, uită-te la ele și zi, băi, care îmi place așa de plăcere 10 din 10? Ok. Gândește-te. Okay. Gândește-te cu adevărat. Cu adevărat. Uită-te în sufletul mâncatul tău. Emoțional nu se face pe alimentele preferate. Se face pe alimente de plăcere 3-4 care sunt disponibile lelea și pe care le mănânc pe pilot automat. Gata. Gata, tac. Gata, mulțumim mult de tot, Diana. Dacă vreți să citiți sau să o contactați pe Diana, există un site care aparține, artenediana.com. Acolo găsiți mult mai multe informații, dar îți pot adresa întrebări acolo? Nu. Ok. Întrebări aici, la 0722 34000. Până marțea viitoare, vi le așteptăm. O zi minunată, Diana. La fel. Să ai o zi. Baby!